Trăiască nația. Acesta era salutul lui Eminescu. Sus cu dânsa se răspundea. De ce? Pentru că suntem români și, punctum, zicea tot Eminescu. Astăzi ne-am propus, între altele, să citim câteva texte în dialog. Unele sunt poeme în dialog, altele le-am considerat teatru într-un act. Sunt câteva texte care sper să vă placă. Dar mai înainte să reamintesc că pe 30 august am sărbătorit ziua limbii române printr-o seamă de manifestări, inclusiv la Centrul Cultural, prin activitatea doamnei profesor Maria Mona Vâlceanu, editoarea, directorul, editor de la Zodia fecioarei din din Pitești. La Chișinău s-a desfășurat festivalul internațional Mihai Eminescu, sub conducerea domnului academician eminescologului Mihai Cimpoi și a doamnei Elena Dabija, directoarea Centrului de cultură Mihai Eminescu. Am fost și eu invitat ca și anii anterior, dar nu am putut merge. A mers din județul Argeș și ca membru al Academiei Române domnul academician Gheorghe Păun, pictorul Romulus Harda, graficianul Mihai Cătrună, apoi președinte al Asociației Naționale a Colecționarilor de Insigne și medalii Mihai Eminescu, Mihai Costin, Florin Burican, autorul unor traduceri din, în limba chineză din creația lui Eminescu, alături de soția sa, la editura Magic Print din Onești, editor-director doamna Maria Dogotaru, dar și primarul Comunei Dărmănești din Județul Suceava, unul dintre mari organizatori și iubitori ai lui Eminescu, având la și construind, de fapt, la Dărmănești, în Suceava, o bibliotecă în care a adunat volume numeroase din creația lui Eminescu, metalii, insigne, tot ceea ce este legat de Mihai Eminescu. Tot în cadrul unor activități dedicate zilei limbii române sunt cele organizate de domnul Gheorghe Rotaru, referitor și la ideea de timp, domnia sa având o preocupare deosebită referitoare la timp, la calendar și așa mai departe și evident legat și de creația emineștiană. În 15 august, 2023 s-au împlinit 152 de ani de la Marea Sărbătoare de la Pudna din 1871, care fusese organizată întâi în 1869 la 400 de ani de la ctitorirea și Târnosirea Bisericii de la Pudna, dar pentru că au fost unele neînțelegeri între studenții de la Viena. Sărbătoarea s-a ținut în 1871, la 150 de ani, și subsemnatul a scos o broșură cu un istoric destul de bogat referitor la această mare sărbătoare. A românilor, datorată mai ales lui Eminescu și apoi lui Slavici, și a unui grup de români, studenți entuziaști, doritori de unire românească, sub icoana Marelui Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Aș aminti acum, de asemenea, dacă treceți prin: Centrul orașului pe la biserica Sfântul Gheorghe veți vedea adunați peste 3000 de oameni, așa după umila mea socoteală, care au venit să se întine aici la moaștile Sfântului Gheorghe din câte am, am înțeles. Vă reamintesc că în 25, ceea ce e de bun augur că românii cred în cele sfinte și cred în Dumnezeu și în Mântuitorul nostru Isus Hristos. Vă reamintesc că în 25 iulie 1883, în revista Dunărea din Brăila, apărea pentru prima dată în România poemul Luceafărul cu un scurt comentariu al lui Alexandru Juvara, care va dona 60 de lei la subscripția pentru înmormântarea lui Eminescu, trecut imediat după titul Maiorescu. Acesta a fost și ministru de externe prin 1909. Matei, fratele lui Eminescu, era și el la Brăila. Trupa de teatru în care este și Eminescu va trece prin Brăila, deci cam de două ori Eminescu trece prin acest frumos oraș dunărean. Permiteți-mi să prezint și numărul 8, 246, august 2023, anul 21, al revistei Cafeneaua Literară, care apare sub egida Centrului Cultural al municipiului Pitești sub redacția și directoratul poetului Virgil Deaconu. Se continuă ancheta cafenelei literare, poezia lui Eminescu și poezia contemporană, apoi o corespondență din Londra Liliana Finta, am ales piesa Harry Potter and the Cursed Child, e o corespondență a acestei doamne, Liliala Finta, se continuă de asemenea prezentările criticului, marului critic Gheorghe Grigurcu, cu articolul Un tip de critic, prin recenzia cărții lui Mircea Moț, Complicități selective, eseuri. Ion Simuț publică Un surâs în plină vară, prostologie experimentală, variațiuni sintactice, locuri comune, foarte interesant de citit. Apoi un interesant articol al lui Ioan Roșca, Lidea Vianu Poezia simbolurilor polisemice. Lidia Vianu vorbește despre un uh, debut în uh, Contemporary Literature Press. Uh, criticul și istoricul literar uh, Ana Dobre a fi în centrul uh, imaginarului uh, despre o carte a Magdei Ursachi, Ars uh, uh, și care îi mulțumesc încă o dată pentru că a avut amabilitatea să scrie și despre cărțile mele referitoare la Urmuz. Apoi, doctor Irina Irinei, în memoria Anselin Rosetti, istoria noastră e pe sfârșite și personajul, iată, nu mai apare. În arte poetice, așa cum am spus, Ancheta Cafenelei Literare Poezia lui Eminescu și Poezia uh, Contemporană, un răspuns al lui Alexandru Dobrescu, critic literar, Eminescu și noi, uh, scritoarea Magda Ursache, uh, Eminescu va avea întotdeauna public prin viziunea lui. Uh, sunt uh, foarte onorat că Petru Ursachi, soțul doamnei Magdea Ursachi, a fost profesorul meu de estetică la Universitatea Ieșano, o personalitate cu totul cu totul remarcabilă. Apoi Ionel Bota, Poemul un adăpost al imaginarului germinativ, o recenzie despre lirica lui Codruț Radi, un jurnal al tristeții, al iubirii și al devoțiunii, a lui Iulian Chivu, Luiza Cala, o afacere sau o facere sentimentală, în semnătura lui Florin Dochia, la Clubul Cafeneaua Literară la 20 de ani, a, a, organizat de domnul Virgil Deaconu, au citit un recital poetic, ca manifestarea clubului, au citit din creațiile lor Ioana Cosma, Lucian Costache, Constantin Teodor Craifaleanu, Virgil Deaconu, Liliana Rus, Spiridor Voinescu la recital ar fi fost să participe și Marian Barbu și Liliana Finta și sunt date aici poezii, câte o poezie din creația uh, fiecăruia. Șerban uh, Codrin Denk uh, publică de asemenea uh, câteva poeme, Paula Popa, 70, Absurdul se plimbă prin lume, tot poezia ale acestea, fragmente din cartea Jurnal de Lacrimă, Jurnal Absurd în curs de apariție, poezia ca teatru Mundi, Liviu Mățăuanu deasupra lui Hans colecția Q-Poem editura paralela 45 sub semnătura Angelei Nache Mamier Epopia lui Izdubar literatura babiloniană și uh, Izdubar în traducere din limba engleză de Liana Alecu uh, Mihai Plămădeală curatorul expoziției Timpul unei expoziții neconvenționale, proiectul vizual Cronos, care îi reunește pe Ana Roșoga și Marius Cristea, iar subțiunea Ioana Cosma, Cartea de filozofie, o prezentare a unui eseu asupra structurii imaginativului uman al lui Mircea Arman reamintesc că Feneaua Literară este membră Apler și Arpe. Să revenim la subiectul de astăzi, câteva poeme și teatru într-un act, în lectura autorului. Cain și buvnița, Cain a întrebat-o pe buvniță. De ce ai omorât porumbița înțeleaptă? De foame. Ca să trăiesc. A răspuns merită frumoasa în aripată. De ce l-ai omorât pe Abel? A întrebat buvnița cu ochi ageri. Cain a tăcut ca un laș. Din răul ce zace în tine, a răspuns curajoasă, bufnița, smerita, frumoasa, înțeleapta, înaripată. Morala? Cain și Abel. Amărâtă turturea. Îndrăznețul uliu trecând pe deasupra. De ce plânge amărâtă tortura și nu fugi de mine? Nu vezi ce frumoasă e pădurea primăvara asta? Înalță-te să ne jucăm! E ultimul joc. Eu plâng iarna care a venit peste sufletul meu. Iarna îngheață lacrimile tristă pasăre plânsul din ochi, cel de afară, lacrimile din lăuntru niciodată. De ce stai singurea când toate păsările cântă? Și bocetul e un cântec în drăznețule uliu. Dacă vrei, îl putem cânta împreună. Mi-e teamă de bocete, zise curajoasa pasăre. Și uliul zbură mai departe, deasupra. Un cocon de mătase. Ier toată ziua și până spre dimineață, gândul meu a fost un cocon de mătase. Și înăuntrul lui era un prizonier atât de frumos, harnic, făurar, visător, nebun vierme. În zorii zilei gândul meu era cărăbuș, în jumătatea lui mai, zburând în jurul unei iubite albe flori de cireș. În miezul atât de fierbinte al zilei, gândul meu s-a făcut trântor, adormind într-o floare de mac. Spre seară se prefăcu în rădașcă, urcând pe un trunchi de copac, prinzând între clești cornoși o muscă ascunsă în scoarța creierului. Acum e un biet gândac de bucătărie prigonit, pe care vrea să-l calce în picioare alt gând. Dar el a fugit pe o conductă, direct în canalizarea blocului, ca un coșmar. În noaptea asta, cineva îmi va aduce iarăși frunze de dud. Ca să hrănesc celălalt vierme ce s-a suit în creștetul meu, în creierul meu. O fabulă. Cum știți, fabula are personaje și personajele vorbesc. Fabula aparține genului epic de la Esop. Încoace. Ghidonul, roata, lidianul și ceasul. Fabulă. La o ladă de gunoi era mare tărăboi. Un ghidon de bicicletă, o roată de trotinetă și un lidian. Lovit de gloanțe, se văitau fără speranțe, că-s doar bune de fier vechi, că-au fost trase de urechi și aruncate jos în stradă, în cea mai murdară ladă. Eu am fost cândva vedetă, spus un rest de bicicletă. Toți copiii de pe stradă veneau ziua să mă vadă prin cartier să dea o tură, parcă sus, în vârf de șură sau în șaua nărăvașă, în șort scurt și în cămașă. Mă țineau cu toți în palme cum ții taurul de coarne, de ghidon ca să nu cadă și acum zac aici, în ladă, iar din zor până spre noapte, și copii și babe coapte, de la mic până la mare, mă țineau printre picioare, cum se țin copiii mici, prinși de mame și de frici. Eu, se pomeni să zică, sunt o roată mititică, dar am fost și eu vedetă la o mândră trotinetă de o mătușă dăruită la stăpâna mea iubită. O fetiță fără un dinte, prea isteață și cu minte, mă ținea la ea sub pat, lângă un urs de pluș pătat și cu sora mea din spate eram două nenfricate. Uite, acum sunt mai nimică și mi-e foarte, foarte frică să najung ajung o biată sârmă într-o viață fără urmă. Nici nu mai încape vorbă, se băgă Ligian în ciorbă. Eu am fost la o domniță cu lavandă lămâiță, era mândru ca un pașă când frumoasa mea poznașă, fața dulce și-o spăla și în oglinda mi se privea. Veselă, cu apa în stropi, să nu-i fie de de ochi. Și acum, coroată, o roată stingheră, ruginesc într-o pubelă și cu un ghidon scrântit, văd că am îmbătrânit. Dintr-un colț, un ticăit cu un rânjet răgușit, și acum fără sonerie, stând umil într-o cutie, se auzi, bătând aiurea, un ceas vechi, precum se curea. Mai tăceți și voi o clipă, ați făcut destul risipă și de vorbe și de lacrimi, de trai bun și acum de patim. N-ați știut că timpul trece, că norocul ne petrece, că uitarea ne inundă? Eu bat ultima secundă. Fără zor, fără cartelă, totul merge la pubelă. De mergi singur, ori în doi, totul merge la gunoi. Ce am fost eu e peste fire, am dat tuturor de știre zi de zi și ceas de ceas. Câte oare au mai rămas? Fiare vechi, băgați de seamă, nu sperați și nu aveți teamă. Fierul fier, se ruginește, carnea carne, se acrește, numai timpul cei nimic nu se strică niciun pic. Numai el nu e gunoi, e de rasă, e de soi, fără hamuri, fără schelă, e stăpân peste pubelă. N-are roți, n-are ghidoane, nu -i e sete, nu -i e foame, e un lidian fără măsură. Nu-i pot spune pumnul în gură, zise ceasul din gunoaie și toți plânseră și roaie. Cugetă, limbă de moarte, numai clipa ne împarte și dădu un ultim semn. Din cutia mea de lemn și cu limba mea de tablă, numai timpul nu era rablă. Și de aceea vă drum să nu o luați pe un drum Nebun, să sperați cu lăcomie la vreun dram de vecinicie. Morala. N-aveți minte, nu vă pasă unde sunt cei buni de acasă, unde sunt toți. S-au dus, au fost antimorala. Ceasul meu numără prost. Marele Teatru Mic sau uh, Luca și Luca, piesă în două tablouri de epocă. Actul 1. Scena este clasică: o bancă din fier forjat și lemn. Un lampion cu un singur braț lateral și lumină pală, care cade pe fețele celor două personaje, Luca el și Luca ea. Se aude încet o melodie cunoscută dintr-o sinfonie. Cortina este ridicată și cei doi vin din partea cealaltă a scenei, unde se află banca și se așează unul în spatele celuilalt. Scena 1. Luca el, Luca ea. Luca el. Vezi ce frumoasă e luna în noaptea asta? E mai albă ca niciodată. Luca ea. Dar nu se vede luna, iubitule. E doar un prăpădit de lampion și murdar pe deasupra. E atât de înnorat încât luna nici nu mai există. Luca el. Vezi ce frumos e cerul și cum strălucesc toate stelele lumii doar pentru tine? Luca ea. Cerul e plin de nor, dragostea mea, și stelele nu se văd deloc. Dar rămite să strălucească așa cum spui tu. Luca el dar și luna și stelele sunt la locul lor și norii nu mă pot împiedica să le văd cât timp ești lângă mine. Lucaia, și când nu sunt lângă tine, ce vezi, iubitule? Lucael, atunci te văd pe tine în toate stelele și mai ales în blânda și minunata lună. Lucaia, dar acum nu mă vezi, dragostea mea. Sunt aici lângă tine și aș prefera să mă strângi în brațe, pentru că mi s-a făcut frig și despre luna ta, adică din spatele lampionului, a început să bată un vânt rece. Tu vezi lună și stele inexistente, iar eu te văd numai pe tine, cu ochi în nori, căutându-mă aiurea. Mai urmează să-mi dedici câteva versuri și scenariul știut, E rescris aproape în totalitate. Luca El. Nu înțelegi că vom fi împreună oriunde? Că oriunde vei fi, eu nu te voi părăsi niciodată. Luca Astea sunt vorbe și eu vreau să trăiesc alături de tine. Nu vreau să visez ca vers pe pereți. Nu vreau nici luna, nici stelele, mai ales că nici nu se văd în fiecare noapte. Ci vreau să te văd cum mă privești, așa cum privești cerul. Luca el. Dar nu înțelegi că privind minunile de departe te văd pe tine mai limpede și la fel de minunată? Lucaia. ea. Strânge-mă în brațe, iubitule, și strânge-mă tare ca și când ai împrăcișat cerul. Vinzorile și va trebui să te trezești din toate visările tale. Luna nu va mai fi, și nici stelele nu se vor mai vedea, și mi-e teamă că odată cu ele voi fi departe și eu. Luca, el. Se înseninează dragostea vieții mele. Vezi ce frumoasă ești și ce cald e trupul tău luminat de sub cer. Actul 2. Aceeași scenă, o bancă din fier forjat și lemn, un lampion cu un singur braț lateral și lumină pală care cade pe fețele celor două personaje. E lună plină și cerul încărcat de stele. Luca stă pe bancă și în fața băncii un câine îi privește direct în ochi. Scena 1. Luca un câine. Luca Vezi ce frumoasă e luna în noaptea asta? E mai albă ca niciodată. Vezi ce frumos e cerul și cum strălucesc toate stelele lumii doar pentru tine? Atunci te văd pe tine în toate stelele și mai ales în blânda și minunata lună. Nu înțelegi că vom fi împreună oriunde, că oriunde vei fi, eu nu te voi părăsi niciodată? Dar nu înțelegi că privind minunile de departe, te văd pe tine mai limpede? Se înorează dragostea vieții mele. Vezi ce frumoasă e lumea și ce cald! e trupul tău luminat de sub cer? Un câine latră o singură dată ca să atragă atenția. Luca îl mângâie și îl ia în brațe. Ham, ham, ham. Luca, cu ochii spre cer, strângând la pie puternic afectuos câinele și ce cal e trupul tău luminat de sub cer. Scena se întunecă, se sting mai întâi stelele, una câte una, apoi luna și la sfârșit becul lampionului. Cu cât lumina dispare, cu atât melodia din fundal se amplifică. Cortina se lasă pe un întuneric besn. goana după nimic. Robu citise cărțile sfinte, mersese regulat la biserică, îndemnat să asculte cuvântările preoților despre sfințenie, milostenie și smerenie, își însușise toate sfaturile mătușelor mai bătrâne și zicese înțelepte, parcursese numeroase cărți de etică, și deși înțelesese de aici cât de relativă e morala, nu voia nimic anume pentru el, numai pentru el. Căpătase un fel de repulsie și chiar frică pentru tot ce însemna avere sau bunuri care să prisosească vieții de zi cu zi strictului necesar de supraviețuire. Robul nu înțelegea prin asta limita subzistenței, traiul în mizerie și de plină sărăcie, ci bunătatea față de semeni pe care să o manifeste ori de câte ori cineva avea nevoie de ajutor și îl cerea. Era un om ca oricare, dar nu-și dorise niciodată mai mult decât strictul necesar, cultivând cu credință o virtute în care credea cu tot sufletul. Pe zi ce trece, însă, chemarea lui devenea mai aprigă și simțea tot mai acut un fel de îndatorare față de toată lumea. Era doar un sentiment puternic pe care rațiunea lui îl judeca zilnic cu bucuria unei vocații rare. Așa ajunsese să fie considerat un fel de sfânt, deși avea familie și serviciu și nu trecea deloc prin nu trecea deloc prin minte să se călugărească într-o asceză care să-l apropie de sfinții adevărați. Credea că acest sacrificiu e o formă de bigotism și că Dumnezeu hotărâse ca oamenii să stea împreună ca să simtă ce înseamnă răul în comparație cu binele, ori binele în comparație cu răul. I se oferise odată un post mai bun, dar Radul a refuzat și, milostiv cum era, a zis că e mai merituos altcineva, că e mai vechi în instituție, mai priceput și mai conștiincios. Cu timpul, văzând că refuză orice avansare, considerat că un astfel de om distruge ideea de competiție, fu anunțat că se renunță la serviciile lui, că atitudinea lui e una dăunătoare și bat chiar ideea de ierarhie și de autoritate către casă, fără să se îngrijoreze prea mult, dădu unui cerșetor și cei câțiva bani pe care îi mai avea în buzunar și care scăpaseră de vigilența soției, sătulă de caritatea exagerată a sfântului ei soț. Își dădea seama din ce în ce mai bine că ea însă se măritase cu el din mărinimie, pentru bunătatea lui, gândindu-se că toată se va revărsa asupra ei. Apoi își dădu seama că îl luase din milă și cum se întâmplă adesea, mila deveni ură. Nemai așteptându-se la nimic bun din partea lui în ceea ce o privea, așa cum credea ea că arată binele, hotărâ să îl părăsească. Hotărârea o luase mai de mult, dar aștepta un moment prielnic care să pună capac generozității bărbatului ei și ce motiv putea fi mai potrivit decât acum când rămăsese și fără slujbă. Și pentru că tot veni vorba de slujbă, după ce îl bat jocorii cu supra măsură creștinească, se duse la biserică să se roage pentru sufletul ei și a bărbatului ce o aștepta la ieșire, altul decât bietul ei, Samaritan. După plecarea nevestii, ropu se așeză cu minte în fotoliu, gândindu-se că femeia îl suportase deja prea mult, bucurându-se acum pentru ea pentru că se eliberase de povara bunătății lui. Peste câteva zile, fu văzut în târgul săptămânal cu o geantă mare încărcată cu obiecte adunate din casă atâtea câte mai rămăseseră după plecarea soției, adică mai nimic de valoare, câteva scule de lăcătușerie, o broască veche de ușă și câteva bibelouri de porțelan, rămase moștenire de familie, o cutie de table și un rând de cărți de joc, toate fiind inutile. Le vându repede pentru că fiecare obiect nu costa decât un amărât de leu. Pentru cutia de table din milă, cineva îi dădu 5 lei, dar robul opri doar doi, cu un sentiment viu de regret și remușcare pentru slăbiciunea care tocmai acum se manifesta, riscând să-i dărâme edificiul dezinteresului pentru avere, pe care îl înălțase cu atâtea sacrificii. Păstră în casă numai câteva lucruri de care orice om normal are nevoie, dar nimic mai mult decât ca viața lui să nu fie mizerabilă. Primi și o oarecare pensie pe care reușea să o drămuiască cu grijă și din ea, din care din când în când dădea câte un ban cerșetorilor de ocazie, care îl cunoșteau și îmbătrâniseră odată cu el, dar acum nu mai erau așa de insistenți pentru a specula slăbiciunea bărbatului. Robul se ferise să semene cu ei, dar îi înțelegea și nu-i condamnase niciodată, crezând că și ei se apropie, dar pe altă cale, de dezideratul vieții lui, de a nu avea nimic mai mult decât ceea ce trebuie. Îi admira pentru curajul lor de a cere, refuzând să se gândească la interese ascunse și să-i judece. Când ai cuiva ceva, trebuie să oferi fără întrebări și fără reproșuri, cu toată smerenia, astfel, altfel nu mai e vorba de milostenie, ci de orgoliul cel mai nesuferit al necredinciosului. După un răstimp se auzi că robul e grab bolnav și numai o intervenție chirurgicală costisitoare ar putea să-l salveze merse însă la medic pentru că nu fusese niciodată o fire de lăsătoare, un sinucigaș, ci numai și numai un om nespus de bun. Întrebă din curiozitate cât ar costa operația el care nu prețuise niciodată banul și începu să râdă mognit așa cum obișnuia cu timiditatea omului cum se cade. Dar eu, eu, domnule doctor, nu am niciun ban. Nu am nimic, absolut nimic. Îndreptându-se obosit spre ușa cabinetului medical, mai repetă ca pentru sine. Dar eu, eu nu am nimic, nimic, absolut nimic. Peste câteva zile se auzi nu departe vocea prelungă a unui preot citind din Cartea Sfântă, apoi apăsat și tare, robul lui Dumnezeu. Cerșetorii alergare și ei spre pomana sfințită. Goana după nimic. Spațianul, teatru mic într-un act. Personajele, spațianul, pământeanul și un chelner. E un text pe care uh, l-am mai citit odată și cineva mi-a cerut să-l mai spun odată. E un text scurt. Personajele, spațianul, pământeanul, un chelner. Actul 1. Scena se petrece la o masă cu două scaune, undeva în partea din fața unei terase cele două personaje sunt îmbrăcate la fel și au ceva asemănător. Privite mai de departe, dau impresia stranie că seamănă chiar foarte bine. Pământeanul stă la masă, din dreapta se apropie celălalt personaj. Scena 1. Spațianul, Pământeanul. Spațianul. Bună ziua, nene. E liber? Pământeanul. Liber. Salut. Spațianul. Ce bei? Fac cinste. Pământeanul. Fă. Bere. Spațianul. De care? Pământeanul contrariat. Bere. Spațianul. Băiete, două beri. Numele meu e Spațian. Pământeanul. Eu sunt de aici. Spațianul. Să fi sănătos. Pământeanul. Cu ce ocazie pe la noi? Spațianul. O femeie. Pământeanul de la noi? Spațianul. Nu, de la noi. Pământeanul a fugit, te-a părăsit. Spațianul. La noi femeile nu fug, nu ne părăsesc. Sunt libere să facă orice. Pământeanul. Nu e bine. Spațianul. Ba e foarte bine. Nu au obligații și nici noi nu avem. Pământeanul. Noi? Care noi? Dar de unde ești? Spațianul din spațiu. Pământeanul: Ești marțian, venusian, jupiterian, saturnian, extraterestru, spațianul. Nu, din spațiu. Pământeanul zâmbind. Din spațiu suntem uh, și noi pământeni. Spațianul zâmbind și el. Adică și tu ești spațian ca și mine. Pământeanul contrariat. Ciudat. Femeile voastre sunt tot spațiene? Spațianul: Da, dar din alt spațiu. Nu sunt asemenea nouă și nici noi nu suntem ca voi pământeni, dar putem să luăm orice chip și orice trup. Pământeanul: Am văzut asta în mai multe filme, dar am crezut că sunt doar scenarii fantastice. Spațiul acesta al vostru nu are un nume? Unde locuiți? Spațianul: noi nu locuim. Umblăm așa, creanga, prin spațiu. De aceea ne numim spațieni. Pământeanul. Și dacă o fi să te caut undeva, unde te găsesc? Și de cine întreb? Ca să dau și eu un rând de bere. Spațianul. Ce-am spus? Întreb de domnul Spațian. Pământeanul contrariat. Unde întreb? Spațianul. În spațiu, unde altundeva? Pământeanul, aha. Femeia m-a părăsit, a zis că nu mai suportă așa un bețiv ca mine. Dar acum sunt liber și nu mă mai bate nimeni la cap. Spațianul, ai văzut ce bună e libertatea? Poți să faci ce vrei. Acum ești și tu spațian. Pământeanul, oi fi, numai că pe mine e ușor să mă găsești. Sunt zilnic aici și dacă întreb de Gheorghe bețivul, toată lumea mă cunoaște. Eu nu umblu creanga ca tine. De acasă aici și de aici acasă. Spațiul meu e ceva mai mic și nu l-aș da pentru nimic în lume pentru altul, oricât de mare ar fi. Spațianul contrariat. Ciudat, foarte ciudat. Scena 2. Pământeanul, spațianul, un chelner chelnerul. Intră în scenă cu cele două halbe de bere în mână și le așează grăbit pe masă în dreptul fiecăruia. Zece lei. Pământeanul. Noroc. Ia halba și bea berea pe nărzuflate. Spațianul. Noroc. Ia cealaltă halbă și bea și el berea pe nărzuflate, apoi se face nevăzut, dispărând în spațiu. Chelnerul și pământeanul se uită contrariați unul la altul cu un zâmbet tâmp pe chip. Chelnerul. Zece lei, nea Gheorghe. Cortina. Dincolo. Atenție de fiecare dată îmi permit să vă rog la semnificațiile textelor. Dincolo, piesă de teatru în trei tablouri, personajele. Părintele Dionisie, un popă, linte, un copil și Charlie, un câine. Părintele Dionisie nu are vârstă, și poartă barbă, are plete. e îmbrăcat ca un civil oarecare, ține în mână o carte cu coperți negre, linte e un copil a cărui vârstă estimativă ar fi între șase și șapte ani, cam pe la jumătate, nici mai mult, nici mai puțin. Se zice că e mult mai bătrân, dar nu a ajuns niciodată la șapte ani. Copilul e îmbrăcat cu pantaloni scurți și are o, o haină cu glugă pe care în timp ce vorbește o trage sau o pune înapoi pe cap. Stau cu coatele rezemate, fiecare la înălțimea lui, pe un fel de gard sau ca un pupitru și vorbesc de parcă atunci s-ar fi văzut prima dată. Distanța dintre ei e destul de mare. În partea... Dreapta scenei e o bancă, în partea stângă e o altă bancă. În fundal e o catedrală cu porți mari și grele, care se vor deschide la un moment dat. Pe frontisficiul clădirii stă scris cu majuscule anul 2040. În mijlocul scenei e un lampion care dă o lumină albăstruie. Tabloul 1. Părintele Dionisie, linte. Părintele Dionisie. Eu sunt Dionisie, sunt popă linte. Eu sunt linte, nu sunt nimic. Părintele Dionisie, nu mergi la școală? Linte, nu. Părintele Dionisie, insistent, contrariat, nu mergi la școală? Linte, nu. Părintele Dionisie, părinți ai? Linte, oho, numai tată. Părintele Dionisie și mama, Linte, numai tată. Părintele Dionisie. Și tata? Linte. Da, numai tată. Părintele Dionisie. Vrei să mă întreb ceva, să-mi spui ceva? Linte. Ce? Părintele Dionisie. Orice. Eu sunt un bun ascultător. Linte. Ce e acolo? Părintele Dionisie. Acolo unde? Linte. Nu acolo, ca și când ar fi undeva, ci doar acolo. Părintele Dionisie. Un așa, acolo, fără adresă, nu există. Trebuie să-mi spui unde? Linte. Dacă aș fi știut, nu te mai întrebam. Părintele Dionisie, întorcând cu suspiciune fața către copil, privindul cu coada ochiului. Uite acolo e catedrala la care slujesc eu. Linte. Înseamnă că acolo poate fi oriunde, ca și cum nu ar fi nicăieri. Părintele Dionisie, nu Acolo e acolo, cum și catedrala mea e acolo și numai acolo unde o vezi. Linte, dar eu văd și alte lucruri în același loc. Văd că deasupra e o cruce și nu pot spune că nu e tot acolo. Părintele Dionisie oarecum enervat. Crucea e într-un alt acolo, ca să zic așa, dar împreună sunt în același acolo linte. Asta înseamnă că tot ce ține de catedrală, în interiorul sau în afara ei, pământul de sub ea și cerul de deasupra, încap în acest acolo de care zici. Și toți oamenii dinăuntru. Și tu, părinte, dar numai când ești acolo. Părintele Dionisie, parcă salvat ca o descoperire, entuziast. Sigur, sigur, dar mai e acolo ceva care nu se vede. Și e mai important decât toate. E în fiecare piatră, în fiecare culoare, în fiecare sunet și mai ales în fiecare lumină, dincolo de vârful cel înalt al crucii de pe turlă. Linte! Cum poate fi ceva într-un loc fără să se vadă? Părintele Dionisie. E așa precum e aerul sau o fereastră imensă, căreia nu-i vezi conturul. Nu are o formă anume, ori un chip cunoscut, ca să zic. Acela e, linte, curios lucru, popo, ca să zici că acolo înseamnă și ceva ce nu se vede, precum aerul sau o fereastră fără rame. Tabloul 2. Linte, preotul Dionisie. Aceeași așezați mai aproape pe banca din stânga. Părintele Dionisie în dreapta și linte în stânga, la celălalt capăt al băncii spre interiorul scenei. Poartă amândoi aceleași haine ca în tabloul 1. În plus, părintele Dionisie poartă pe cap o scufie, iar linte nu-și mai pune deloc gluga pe cap. Lampionul din mijlocul scenei are acum culoarea roșie, inundând toată scena. Părintele Dionisie Eu sunt Dionisie, sunt popă, linte. Eu sunt linte, nu sunt nimic. Părintele Dionisie, nu mergi la școală, linte? Nu. Părintele Dionisie, insistent, contrariat. Nu mergi la școală? Linte. Nu. Părintele Dionisie. Părinții ai? Linte. Oho! Numai tată. Părintele Dionisie. Și mama? Linte. Numai tată. Părintele Dionisie. Și tata? Linte. Da. Numai tată. Părintele Dionisie. Vrei să mă întreb ceva, să-mi spui ceva, linte? Ce? Părintele Dionisie. Orice. Eu sunt un bun ascultător. Linte. Ce e aici, părintele Dionisie? Aici unde? Părintele Dionisie? Aici unde ar fi? Linte: Da, Popo, oriunde. Părintele Dionisie: Aici nu poate fi oriunde, ci numai acolo unde te afli într-un moment anume, cum stăm noi doi pe banca asta și banca înseamnă aici. Linte: Și dacă ne mutăm pe banca cealaltă, înseamnă că vom fi aici, adică de fapt acolo, și ce e acum aici va fi atunci acolo? Părintele Dionisie încurcat, puțin contrariat. Cam așa, ce să zic. Linte. Adică, aici și acolo nu înseamnă mare lucru. Mi se pare că acolo e întotdeauna mai sigur decât aici, părintele Dionisie. Amândouă sunt la fel de sigure, uite. Noi suntem acum aici și banca cealaltă e acum acolo. Linte. N-ai înțeles nimic, popo. Eu nu te întrebam de acesta aici, ci de unul, oricare. Părintele Dionisie ca o revelație pentru a-l pune în încurcătură pe linte. Dar catedrala, linte, n-ai zis că ea e acolo cu tot ce e în ea și în afara ei, cu oameni cu toți și cu tine și cu pământul de sub ea și cu crucea de pe turlă și cu cerul de deasupra și cu lucrul acela care nu se vede? Părintele Dionisie, Lucrul acela care nu se vede e și aici și oriunde vom numi ca aici sau acolo. Acum catedrala e aici, în sufletul meu, deși tu nu o vezi. Linte, poate pentru tine, popo. Ți-am spus că eu nu am mamă și nu știu să fi avut vreodată ca să spun că fusese aici sau acolo. Părintele Dionisie, dar tata linte după ceva cere. El a zis că e peste tot, aici și acolo potrivă. Uneori e viclean ca aerul, alteori e ca un sfredel, ca o suferință. Nimeni nu știe exact. El nu are o catedrală, n-are culoare, n-are sunet, doar strigă așa, cum și în mine a strigat mereu. Părintele Dionisie îngrozit făcându-și cruce. Al cui ești linte, copilule? De unde ești? Linte. De aici, popo. De acolo, popo. Tabloul 3. Părintele Dionisie, linte, un câine. Aceiași. Cei doi s-au mutat pe cealaltă bancă din dreapta, Linte e pe aceeași parte spre mijlocul scenei, părintele Dionisie în dreapta, stau unul lângă altul, popa e îmbrăcat în haine preoțești, cu aceeași carte în mână, cu capul descoperit și cu părul răvășit. Linte nu mai are decât aceeași pantalon scurt, bustul descoperit. E în picioarele goale și are pe cap un fes roșu. În fundal, aceeași catedrală și în mijlocul scenei același lampadar, dar cu lumină galben, aurie, ca un fel de aureolă împrejur. Scena e foarte luminată, aproape orbitoare. Părintele Dionisie: Eu sunt Dionisie, sunt popă, linte. Eu sunt linte, nu sunt nimic. Părintele Dionisie: Nu mergi la școală, linte? Nu. Părintele Dionisie: Insistent, contrariat. Nu mergi la școală, linte? Nu. Părintele Dionisie: Părinți ai, linte? Oh, oh nu mai tată. Părintele Dionisie și mama, linte. Numai tată. Părintele Dionisie și tata, linte. Da, numai tată. Părintele Dionisie. Vrei să mă întreb ceva, să-mi spui ceva? Linte. Ce? Părintele Dionisie. Orice, eu sunt un bun ascultător. Linte. Ce e dincolo? Părintele Dionisie. Dincolo unde? Adică, dincolo oriunde ar fi linte? Da, popo, oriunde. Părintele Dionisie, dincolo nu poate fi oriunde. E într-un singur loc, are două dăi, fără ziduri și fără acoperiș, fără hotare. Însă cele două dăi sunt total diferite și nu comunică între ele decât printr-un tunel îngust prin care nu poți trece singur dintr-o parte. În alta, linte. Deci, acolo și aici pot fi oriunde, numai dincolo e un dincolo și celălalt dincolo. Și băncile, și catedrala, și noi, părintele Dionisie. Dincolo putem fi numai noi, fără bănci, fără catedrală, fără gardul ăsta și fără tot ce înseamnă aici ori acolo. Dincolo e catedrala cea adevărată, dacă vrei. Dar e cu totul altfel, care nu are decât interior, și odată pătruns acolo, nu mai există niciun afară. Și nici nu ar mai fi nevoie, pentru că nimeni nu mai are nevoie de ceva care să se numească astfel, afară. Catedrala asta nu a văzut-o nimeni, ori numai cei care au călătorit într-acolo, linte. Adică e o minciună. Există și un într-acolo și într-un aici, ori într-un dincolo, dar lucrul acela care nu se vede, părintele Dionisie, nu știu, dar se zice că unii îl văd și alții nu. Minciună nu poate fi, pentru că atunci sufletul meu ar fi gol și eu aș simți, aș ști asta, linte. Cine îl vede popo și cine zice? Părintele Dionisie. Eu zic copil al nimănui. Și adesea îl văd în sufletul meu. Linte, nu îl vezi mereu popo? Și când nu îl vezi, ce vezi popo? Părintele Dionisie, atunci nu văd nimic și sufletul meu e gol și chinuit văd doar o negură, așa ca hainele astea ale mele și linte. Mă vezi pe mine în negura aia? Cu gluga asta pe cap și sub un hău și mai mare? Părintele Dionisie, speriat foarte și tras în el, aproape chircit ca o durere de pântece. Văd, văd, văd un copil urât. Linte, uită-te bine, Popo! Mă vezi pe mine și pe tatăl meu, Popo! Părintele Dionisie, ridicându-se în picioare și cu fața spre catedrală. Scena se umple de lumină rostește foarte convins tatăl nostru, strângând cartea cu coperți negre la piept. Iartă-mă, Doamne, și nu mă duce pe mine nispită. Linte se ridică și el în picioare, acoperindu-și complet fața sub glugă și rostește cu enfază. Nu sunt eu, nu sunt eu, eu nu sunt eu. El este, El este, El este. Părintele Dionisie, dincolo, Doamne, și aici, Iisuse Hristoase, și acolo, Sfinte Duh. Linte întoarce spatele la public și se oprește în fața porților catedralei, încercând să intre. Bate puternic cu pubnii și se prăbușește se aude vag din trupul lui un zgomot ca un șuierat. Părintele Dionisie merge și el spre catedrală, trece peste trupul lui Linte, bate și el în poartă și strigă. Sunt eu, popa Dionisie, deschideți, deschideți, primește-mă dincolo, Doamne! Pe ușa deschisă a catedralei se repede afară un câine și începe să latre pur și simplu. Scena se întunecă complet, din interiorul catedralei o lumină puternică îl inundă pe părintele Dionisie și lumina se duce înainte pe scenă, orbind publicul. Se aude un zgomot puternic, cum se închid porțile grele și din departe, din ce în ce mai puternic, bat clopote. Porțile grele se închid cu un scârțit grav și puternic. Apoi scena se întunecă brusc, complet. În fața scenei, nevăzuți, părintele Dionisie și Linte, unul lângă altul, li se aud doar vocile. E luminat doar anul 2040 de pe poarta catedralei. Părintele Dionisie: Eu sunt Dionisie, sunt popă, Linte. Eu sunt Linte, nu sunt nimic. Părintele Dionisie, nu mergi la școală, linte, nu. Părintele Dionisie, insistent, contrariat, nu mergi la școală, linte, nu. Părintele Dionisie, părinți ai, linte, Oh, oho, numai tată, părintele Dionisie, și mama, linte, numai tată, părintele Dionisie, și tata, Linte, da, numai tată. Părintele Dionisie, vrei să mă întreb ceva? Să-mi spui ceva? Linte, ce? Părintele Dionisie, orice. Eu sunt un bun ascultător. Linte, să vă temeți. Părintele Dionisie, să nu vă temeți. Bucurați-vă. Pace vouă în timp ce cortina cade, se mai aud ceva timp lătratul câinelui și bătăile de clopot. Trăiască nația!